Nu este nici pe departe o exagerare, însă lipsa încălțămintei de iarnă este unul dintre motivele pentru care copiii din comunitățile defavorizate renunță la școală. Nu este o exagerare că dintre cei care se încăpățânează să nu renunțe, cei mici îi așteaptă pe frații lor să vină de la schimbul de dimineață, le iau ghetuțele mari și ude ca să plece la rândul lor la școală. Ca în fiecare an, Televiziunea Intermedia și Salvați Copiii, filiala Suceava, deschid sezonul de fapte bune. Donează ghetuțe noi și groase, alături de ce mai crezi tu că i-ar mai aduce bucurie unui copil. Lista pentru fiecare moș de ocazie este la noi. În anii trecuți am ajuns cu sute de perechi de ghetuțe la Ulma, Lupcina, Brodina, Ciprian Porumbescu, Părhăuți, Mironu, Dolhasca, Costâna, Fetești, Adâncata, Călugăreni, Liteni și Suceava. Anul acesta, pachetele cu daruri vor ajunge la 67 de copii din Berchișești. Fiecare dintre noi poate demonstra cu un gest frumos că Moș Crăciun există, iar mulțumirile vor veni în ochii copiilor.